Hagai, profetul lui Dumnezeu, chemat la o lucrare ce se întinde pe perioada a aproximativ 4 luni de zile. Timp de 4 luni de zile, Dumnezeu îi dă 4 mesaje, 4 predici pentru un popor aflat la răscruce de drumuri. În episodul trecut am văzut primul mesaj, prima predică a lui Hagai. Avea de-a face cu delăsarea poporului. Mesajul lui Hagai continuă cu predica a doua. O găsim în Hagai capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 9. În a 21-a zi a lunii a 7-a, adică pe 17 octombrie anul 520, după calendarele noastre de astăzi, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai. Din nou, dintr-o simplă citire a primelor 9 versete ale capitolului 2, observăm un cuvânt de încurajare venit tocmai la timp. Dumnezeu vede acolo în inima poporului un soi de descurajare și dorește să preîntâmpine pierderea nădejdii. Lecția de viață o găsim imediat. După orice perioadă de elan spiritual, descurajarea își face apariția. La nici o lună după reluarea reconstrucției, începe să-și facă loc descurajarea. Blocajul actual nu era cauzat de forțele externe, de inamici sau de idolatrie, ci de problemele untrice, înmuierea inimii din cauza comparării mediocrității prezentului cu măreția trecutului. Ascultați versetul 3. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea o nimica în ochii voștri? Când citim astfel de cuvinte, ne dăm seama ce se întâmpla în inima poporului. Gândul care se strecura, se insinua în mintea și în inima poporului era extrem de destructiv. În alte cuvinte, ei începeau să compare slava templului Solomon cu micul templu ce îl reconstruiau ei atunci. Nici pe departe nu ne ridicăm la nivelul trecutului. Vremurile acelea bune sunt de neatins. N-avem capacitatea să facem lucruri asemănătoare acelor vremuri. Vremurile acelea nu se mai pot întoarce. Și într-un fel sunt de înțeles în această descurajare a lor. De ce? Pentru că, gândiți-vă, conform Talmudului, noului templu îi lipsea chivotul, adică prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, îi lipsea urim și tumim, se pierduseră, adică prezența călăuzirii divine, lipsea focul sfânt, focul necurmat care se stinsese odată cu dărâmarea templului, apoi șechina, slava lui Dumnezeu, nu mai coboruse peste templu. Apoi, starea inimii era accentuată de sărbătorile religioase ale toamnei. Era sărbătoarea trâmbiței atunci, era sărbătoarea ispășirii și sărbătoarea corturilor, toate în aceeași lună. Toate în aceeași lună. Puternicul lor simbolism al acestor sărbători aducea în prezent amintirile mișcătoare a unui trecut măreț. Compararea trecutului cu prezentul este un lucru nociv, autodestructiv. Lumea, viața, se află într-o continuă schimbare. Niciodată prezentul nu va mai fi identic cu trecutul, orice am face. În întreaga istorie umană, nici o restaurație nu a avut succes. Au fost câteva încercări, dar nici una nu a adus lucrurile la ceea ce a fost. Sau dacă au fost aduse cu forța, restaurația
a cedat foarte curând. Uitați-vă în istoria omenirii. Lucrurile acestea sunt adevărate și la nivel personal. Și aici aș vrea să aduc aplicațiile. În ce ne privește lecția de viață, ar putea fi următoarea. Încetează să deplângi oportunitățile pierdute. Focalizează-te pe posibilitățile prezente. Este o mare cursă să compari tot timpul prezentul cu trecutul. Tocmai de aceea, chiar în ultima zi a sărbătorii corturilor, Dumnezeu, văzându-le inima, le vorbește foarte personal. Prin Hagai, prin predica a doua. Acum, fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, mare preot, fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Câteva observații și aplicații ce pot fi făcute din aceste cuvinte. Dumnezeu le vede inima. Dumnezeu vede când inima lor se strecoară un soi de comparație. Oh, trecutul a fost mai glorios decât prezentul. Oh, noi nu suntem în stare. Noi nu putem să facem ceea ce a mai fost făcut. Și Dumnezeu încearcă să le distragă atenția de pe trecut și să le mute pe prezent. Pe ceea ce au ei astăzi, acum și aici. Haideți să ne uităm la acest mecanism de încurajare al lui Dumnezeu prin cuvintele tocmai citite. Mecanismul de încurajare al lui Dumnezeu, vedem că urmează trei pași. S-ar putea să ne vorbească și nouă astăzi, dacă cumva descurajarea se strecoară în mințile noastre. Versetul 3 spunea, dezlipiți-vă privirile de pe trecut. Vremurile acelea nu mai vin. Nu vă blocați în trecut. Viața nu poate fi trăită cu ochii în urmă. Așa după cum un automobil nu-l poți conduce privind mereu în oglinda retrovizoare. Tot așa, viața nu poate fi trăită privind în oglinda retrovizoare. Ar însemna să faci accident. Da, din când în când poți arunca o privire în oglinda retrovizoare să vezi pe unde ai trecut, să vezi dacă vine ceva din spate, să te asiguri. Dar nu poți conduce mașina cu ochii lipiți în oglinda retrovizoare. Așa e și în cele spirituale. Nu-ți poți trăi viața spirituală cu ochii lipiți de trecut. Desprinde-ți și privește înainte. Asta le spune Dumnezeu în versetul 3. Dezlipiți-vă privirile de petrecut, lăsați-l în pace. Apoi, în versetele 4 și 5 le spune, trăiți în prezent. Ascultați cuvintele care le-am mai citit. Eu sunt cu voi, astăzi, în prezent. Eu rămân credincios legământului făcut, astăzi, cu voi, în prezent. Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, astăzi, în prezent. Dezlipiți-vă privirile acelea și uitați-vă la ce aveți astăzi. Continuați-vă lucrul, nu vă blocați, nu vă temeți, eu voi purta de grijă numelui meu și al vostru. Apoi în versetul 7 le mai spune un lucru. Priviți înspre viitor. Și găsiți motivația pentru lucrul vostru de astăzi, în slava ce-o voi ridica eu peste casa aceasta din urmă. Ascultați textul Scripturii. Slava acestei case din urmă, care o construiți, va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Am încheiat citatul biblic. Este o aluzie clară. De fapt, la venirea lui Mesia, a cărui slavă va întrece slava templului de piatră și a cărui templu, biserica, alcătuită din pietre vii, va avea o slavă mai mare decât clădirea fizică.
De fapt, asta vrea să le transmită Dumnezeu poporului. Dezlipiți-vă privire de petrecut. Uitați-vă la ceea ce aveți în prezent astăzi. Eu sunt cu voi. Și priviți la lucrurile mărețe pe care urmează să le fac. De fapt, gândiți-vă, numele lui Dumnezeu este Eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Sugerează prezentul, nu-i așa? Meditând la această definiție, autodefiniția lui Dumnezeu, Eu sunt cel ce sunt, cineva avea următoarele profunde și frumoase gânduri. Meditația merge așa. Dacă trăiești în trecut, îți va fi foarte greu, căci eu, Dumnezeu, nu sunt acolo. Numele meu nu este Am fost. Dacă trăiești în viitor, îți va fi foarte greu, căci eu, Dumnezeu, nu voi fi acolo. Numele meu nu este Voi fi. Dacă trăiești în prezent, nimic nu este greu, căci eu, Dumnezeu, sunt aici. Numele meu este Eu sunt. Aplicațiile pentru noi? Sunt câteva aplicații pentru noi astăzi. Sunt aplicații pentru noi ca și biserică. Suntem descurajați de vremurile în care trăim? Ne uităm în urmă și comparăm vremea de azi cu acele zile în care oamenii lui Dumnezeu erau mai dedicați, mai morali, mai implicați în lucrarea lui Dumnezeu? Dumnezeu cred că vrea să ne spună prin prorocul Hagai: dezlipiți-vă privirile de petrecut și trăind în prezent, lucrați privind spre viitorul măreț pregătit de Dumnezeu. Nu deplângeți oportunitățile pierdute, ci concentrați-vă pe posibilitățile viitoare, împlinindu-vă chemarea azi. Dacă Dumnezeu lucrează și azi, chiar și în cantități mici, lucrarea Lui nu poate fi de calitate inferioară? Nu avem dreptul de a deprecia lucrarea lui Dumnezeu astăzi, doar pentru că ieri lucrarea Lui părea mai extinsă. Putem privi în trecut pentru a înțelege mersul vremurilor, dar nu putem rămâne ancorați acolo. Nu ne putem opri din misiunea ce ne-a fost încredințată ca și biserică în lume. Nimic din ceea ce Dumnezeu face, indiferent cât face, nu este de calitate inferioară. Să nu cumva să ajungem să-L disprețuim pe Dumnezeu, să-L coborâm pe Dumnezeu, disprețuind ceea ce face El astăzi, din pricina comparării eventuale cu măreția trecutului. Chiar ceea ce Dumnezeu face astăzi, oricât de puțin ni s-ar părea, nu este de calitate inferioară. Apoi, o aplicație personală pentru noi? Ești descurajat în umblarea ta cu Dumnezeu? Lucrurile merg greu și simți că nu mai poți? De fapt, mai poți. De fapt, mai există speranță. Citeam un articol cu multă vreme în urmă, un articol din New York Times. Articolul vorbea despre omul cel mai ghinionisc din New York. Numele lui este Lawrence Hanratty. Întâmplarea este următoarea, ascultați-o. În 1984, Lawrence Hanratty era cât pe ce să moară electrocutat pe un șantier. A fost în comă timp de câteva săptămâni. Avocații lui se luptau pentru polița de asigurare, dar în timp ce luptau pentru aceasta, unul din ei a fost exclus din barou, iar ceilalți doi au murit subit,
lăsându-l baltă. Soția lui a fugit cu unul din acești avocați. La scurtă vreme, Henry are un accident de mașină pe care și-o distruge absolut complet. Rămâne și fără mașină. După ce poliția a plecat de la locul accidentului, Henry a fost atacat de hoți și jefuit chiar atunci. Asigurările i-au făcut multe șicane, căutând să-l deposedeze de drepturile sale. Proprietarul casei în care locuia a încercat să-l evacueze. S-a îmbolnăvit de depresie și de agorafobie, frica de mulțime. Era așa de bolnav încât avea nevoie de un tub de oxigen și să fie conectat la acest tub de oxigen ca să poată respira. Iar ca și tratament, lua 42 de pastile pe zi. New York Times intitula articolul Omul cel mai ghinionist din New York. Omul acesta avea toate motivele să-și piardă speranța. Apoi, unul din consilierii primăriei i-a venit în ajutor. Apoi, vecinii au început să-l susțină. Apoi, în mod incredibil, Henry și-a revenit din boală, ajungând la următoarea concluzie declarată public într-un interviu. Știți care au fost cuvintele lui? Au fost următoarele, citez: întotdeauna există speranță. Să auzi cuvintele acestea din gura omului care a suferit peste măsură, a omului cel mai ghinionist din New York, înseamnă ceva. Știm cu toții că aceste cuvinte sunt adevărate, dar deseori ne vine greu să le dăm crezare când suntem noi prinși în valurile acestei vieți. Adevărul este că cu Dumnezeu există întotdeauna speranță. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, spune Psalmul 46. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valorile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Cu Dumnezeu întotdeauna există speranță. Poate ai nevoie să auzi și să crezi un astfel de mesaj. Acum, dacă într-un fel este de înțeles descurajarea poporului, într-un alt fel, poporul nu este de înțeles. Pentru că lipsa de cunoștință de Dumnezeu nu este justificabilă. Predica a doua lui Hagai vrea să orienteze înțelegerea poporului spre lucrurile de esență, spre adevăratul templu pe care Dumnezeu îl are în vedere. Templul, în vechime, era locul de întâlnire cu Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu era esența templului, nu zidurile, oricât de mărețe ar fi fost ele. Poporul, încă o dată, era focalizat pe construcție, pe clădire, pe măreția clădirii, pe cât de impunătoare este clădirea cea nouă, noul templu. Și din păcate Dumnezeu vrea să aducă aminte, hei, eu, prezența mea este cea care dă valoare, nu cât de impunătoare sunt zidurile. Tocmai de aceea Dumnezeu le spune în versetul 5: și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți! De fapt, dacă studiem cu atenție, vom observa cu surprindere că în profețiile lui Ieremia și în observațiile lui Daniel nici nu se menționează reconstrucția templului ca și cum n-ar fi importantă, ci doar reconstrucția orașului și a casei împărătești. Foarte interesant. Ba mai mult, Ieremia mereu vorbește despre un legământ săpat în inimile lor.
vorbește despre o tăiere împrejur a inimii, despre Domnul care va locui în inimile lor, nu în clădiri de piatră. Observați cum Dumnezeu, în acel moment istoric, încearcă să ducă lucrurile puțin mai departe. Să abată atenția principală a poporului de pe ziduri. Da, trebuie să le reconstruiți. Încă planul meu are nevoie de aceste ziduri. Dar mare atenție! Lăsați trecutul și măreția clădirii trecute. Uitați-vă la esență, la prezența mea în mijlocul vostru, pentru că ceea ce urmează să fac are de-a face cu această prezență a mea în mijlocul vostru. Chiar Zaharia, profet contemporan cu Hagai, aduce în discuție un nou astfel de templu, unul zidit de Mesia, de odrasla. Dumnezeu căuta deja să-și educe poporul cu privire la noul și adevăratul templu, locul prezenței sale. Prin această construcție mai puțin măreață decât construcția lui Solomon, Dumnezeu dorea să le atragă atenția spre adevărata funcție a templului, locul întâlnirii cu el. Măreția adevăratului templu este dată de însăși prezența lui Dumnezeu. Și acest templu nu trebuie limitat la niște pietre clădite la oaltă. În atenția lui Dumnezeu, locul prezenței sale a fost să fie întotdeauna inima omului și nu o clădire. Dumnezeu caută să cucerească inima omului și a făcut-o încă de la căderea omului în păcat. Tot ce își dorește Dumnezeu este să cucerească inima omului spre binele omului. Casa pe care și-o dorea Dumnezeu încă de la început nu era una făcută de mâini omenești, ci era casa inimii omului. Citiți aceasta în 1 Regi, capitolul 8. Este rugăciunea lui Solomon la dedicarea templului și răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune. Veți vedea în acea rugăciune faptul că Dumnezeu este impresionat nu de ziduri. Dorința lui este să locuiască în inimile omului. Inima omului este singura care poate să-i se împotrivească în universul acesta. Doar inima omului îi poate spune lui Dumnezeu, nu. Nimic altceva nu-i face față. Sigur, inima ta îi poate spune nu, cu consecințele de rigoare. Dar este copleșitoare această putere pe care noi o avem, niște ființe create. Avem puterea să-i spunem nu. Avem puterea să-L ținem pe Dumnezeu afară. Este o libertate îngrozitoare pe care o avem. Dar în același timp, când această libertate ne-o folosim ca să-i spunem da, puterea acestui da este absolut copleșitoare și benefică pentru noi. Și tocmai acest adevăr, Dumnezeu locuiește doar în inimile celor ce se sfințesc, care ascultă de El, care trăiesc în curăție morală, îl determină pe Dumnezeu să-L trimită pe Hagai cu a treia predică. Observați? În prima predică, în primul mesaj al lui Hagai, Dumnezeu îi spune, confruntă delăsarea poporului. Vreau ca poporul acesta să-și pună prioritățile în ordine și să se ocupe și de casa mea. Apoi, în mesajul al doilea, când poporul se ocupa de casa aceasta fizică a lui Dumnezeu, de templu, Dumnezeu duce lucrurile mai în profunzime și spune, atenție mare! De fapt, ce mă interesează pe mine este templul inimii voastre. Eu sunt în mijlocul vostru. Eu am planuri mari. De fapt, ce-mi doresc eu este să locuiesc în voi. Dar Dumnezeu nu lasă lucrurile nici măcar aici, ci la scurtă vreme după, Dumnezeu îl trimite pe Hagai cu al treilea mesaj. Și al treilea mesaj îl găsim în Hagai, capitolul 2, de la versetul 10 la versetul 19, unde spune așa, așa și începe Hagai, al treilea mesaj, a treia predică pentru popor. În a 24-a zi a lunii a noua,
adică 18 decembrie, anul 520, după calendarul nostru. În anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai. Al treilea mesaj al lui Hagai. Am văzut până acum poporul rearanjându-și prioritățile, suflecându-și mânecile și pornind la lucru. Apoi, când descurajarea își face simțită prezența, când defocalizarea de pe esență începe să cuprindă inima poporului, Dumnezeu le ridică privirile spre sine, spre credincioșia lui față de legământul făcut cu poporul. Numai că acestea nu sunt de ajuns. Procesul de vindecare nu este complet. Tratamentul nu a ajuns la capăt. De aceea, lecțiile lui Dumnezeu pentru popor, vorbirea lui pentru popor, continuă. Și anume, lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută de oricine și oricum. Deși poporul lucra pentru Domnul, binecuvântările nu soseau. Cerul continua să fie închis, pământul era de fier, iar bunăstarea întârzia să vină, citim în versetele de la 15 la 19. De ce oare? Din vorbirea a treia lui Hagai ne dăm seama de problemă, iar de la ceilalți doi profeți post-exilici, adică Zaharia și Maleahi, avem un tablou mai detaliat asupra stării poporului. Ce se întâmpla? Deși poporul își îndeplinea misiunea, binecuvântarea nu venea peste ei. De ce? Pentru că erau câteva cauze, și anume, păcatul mângea țara. Adevărul de viață, lecția de viață pentru noi? Până când curăția morală nu susține lucrarea pentru împărăția lui Dumnezeu, el nu poate binecuvânta. Imaginea lui Hagai este puternică. Întrebările puse preoților sunt subtile și punctează problema care exista în popor. Problema păcatului care mângea țara. Ascultați cuvintele lui Dumnezeu prin Hagai, versetele 12 și 13. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin unde lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns, nu. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri, vor fi spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Uitați-vă ce se întâmpla. Preotul lua carnea sfințită, cea de dat Domnului, în poala hainei lui. Chiar dacă carnea era sfințită, ea nu sfințea preotul, nici hainele lui, nici nimic din ceea ce atingeai cu carnea sfințită nu se sfințea. Inversa însă era valabilă. Conform legii, dacă preotul atingea ceva necurat, și el devenea necurat. Nu se putea apropia de Dumnezeu înainte de a se curăți. Tot ceea ce el, necurat fiind, ar fi atins în perioada aceea, devenea necurat. Dacă un preot necurat atingea carnea sfințită, carnea devenea necurată și Dumnezeu nu o putea primi. Lecția era foarte clară. Sfințenia nu se ia ca și gripa. Nu se transferă pur și simplu asupra celui de lângă tine. În schimb, necurăția contaminează tot ceea ce atinge. Cum vine asta? Simplu. O pot ilustra foarte simplu și o înțelegem foarte ușor. Tu poți fi perfect sănătos, dar sănătatea ta nu se transferă asupra celui de lângă tine. Dacă ești bolnav, degeaba stai lângă un om sănătos, nu te vei însănătoși de la el. În schimb, dacă e sănătos și stai lângă un bolnav, te contaminezi și tu. Exact acest lucru încerca Hagai să-l spună. Păcatul murdărește tot ce atinge. Este progresiv, pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu și în final, dacă nu este rezolvat, duce la moarte.
Mesajul pentru popor era clar: păcatele voastre murdăresc lucrarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu locuiește strategiile de lucrare, metodele profesioniste de lucru, ci locuiește oamenii lui Dumnezeu, curățiți prin sângele Domnului Iisus. Lecția de viață? Nu este suficient în a fi mișcat de Dumnezeu, ați fi trezit Duhul. În a lucra pentru El, în a împlini ritualurile religioase, este nevoie de curăție morală, de ascultare de El. Aplicațiile pentru noi? Predica a treia a lui Hagai este o chemare la curăție, la ascultare de Dumnezeu. Pentru biserică? Mesajul lui Dumnezeu prin Hagai ar putea să ne spună: scoateți păcatul afară, nu stați nepăsători. Păcatul infectează, contaminează comunitatea, iar binecuvântarea lui Dumnezeu nu va putea veni peste comunitatea ta. În cele personale, Dumnezeu nu se mulțumește cu jertfele tale sau lucrarea ta din greu pentru El. El vrea curăția ta, ascultarea ta morală de El. Dumnezeu dorește mai mult ascultare, curăție, decât jertfe. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Cunoaștem cu toții aceste cuvinte din 1 Samuel, capitolul 15. Și Noul Testament, aceste cuvinte, ascultarea face mai mult decât jertfele, le putem găsi transformate. De exemplu, în Efeseni, capitolul 5, de la versetul 2 la versetul 9. Ascultați acest îndemn al lui Pavel. Atâta de important pentru noi toți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și acum ascultați ce cere Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol n-are parte de împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Abia din ziua ascultării, din ziua curățirii, îmi voi da binecuvântarea mea, spune Dumnezeu poporului atunci și cred că ne spune și nouă astăzi. Lucrarea lui Dumnezeu nu o poate face oricine și oricum. Și am ajuns la a patra predică a lui Hagai. Hagai 2, de la versetul 20 la versetul 23. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai în a 24-a zi a lunii. Adică în aceea zi, 18 decembrie, anul 520 înainte de Hristos. În aceea zi, Dumnezeu îi vorbește din nou lui Hagai și Hagai vine în fața poporului cu acest ultim mesaj al lucrării lui profetice. Două vorbiri în aceea zi. Dumnezeu nu este scump la încurajare. Acest al patrulea mesaj al lui Hagai este pentru Zorobabel. Este un mesaj de încurajare pentru acesta. Zorobabel este încurajat pentru ascultarea de care dă dovadă. Dumnezeu îi ațintește privirile spre acea mare și veșnică răsplată,
ce va veni la sfârșitul vremurilor, când va clătina cerurile și pământul. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Shealtiel, robul meu, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Ce cuvinte pline de încurajare! Predica a patra este pentru omul ascultător de Dumnezeu, pentru cel care a ascultat și și-a curățit inima. Dedicarea cu toată ființa înaintea lui Dumnezeu nu rămâne nerăsplătită, iar răsplata este una veșnică. Cred că cuvintele acestea pot fi personalizate de fiecare dintre cei care au primit iertarea prin jertfa lui Hristos și trăiește în ascultare de Dumnezeu. Păcatele tale fie sfârșesc pe Domnul Iisus la Calvar și ai parte de salvare, fie sfârșesc pe tine însuți și ai parte de iad pentru veșnicie. Nu există cale de mijloc. Dumnezeu onorează pe cei ce îl onorează. Acolo, în noul Ierusalim, vom participa la o sărbătoare neobișnuită, la care nu invitații aduc cadourile, ci gazda are pregătite cadouri. Vom participa la o festivitate de premiere cum n-a mai fost alta. Biblia vorbește despre trei cununi pe care le va da Domnul alor săi. Probabil este vorba de o vorbire metaforică care vrea să sugereze că ascultarea noastră de Dumnezeu nu trece neobservată, va fi răsplătită. Biblia vorbește despre cununa neprihănirii, o găsim în 2 Timotei 4:8, cununa neprihănirii care va fi dată celor ce vor fi iubit venirea Lui păstrându-se curați. Vom primi pe umeri o cunună a neprihănirii, toți cei care s-au păstrat curați de dragul Lui. Apoi Scriptura vorbește de o cunună a slavei în 1 Petru capitolul 5 de la 1 la 4. O cunună a slavei care se va pune pe umerii celor care păstoresc turma cu credincioșie, celor care slujesc cu credincioșie. Și apoi Scriptura vorbește despre o cunună a vieții. O găsim menționată în Iacov, capitolul 1, versetul 12 și în Apocalipsa 2:10. Această cunună a vieții se va pune pe umerii celor care biruiesc în bătăliile spirituale. Este cununa martirilor, celor care își dau viața pentru El. Acolo, în noul Ierusalim, vom participa la o festivitate de premiere cum n-a mai fost alta. Toate aceste cununi sunt în strânsă legătură cu ceea ce am făcut aici pe pământ în numele Lui. Se vor primi la sfârșitul viacurilor, după judecata de la tronul cel mare și alb. Și Dumnezeu însuși ni le va da. Iisus ne-a promis, mare este răsplata voastră în ceruri. Cred că atunci când vom intra în noul Ierusalim, în pragul orașului sfânt, vom vedea fețe cunoscute și în spatele lor îl vom vedea pe acela care mai degrabă a voit să moară decât să trăiască fără tine. Își va scoate mâinile străpunse din mânecile robei lui albe și îți va așeza cununile pe umeri. Atunci, spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 4, versetul 5, atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Ați ascultat aceste cuvinte? Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fiecare, nu cei mai buni, nici câțiva, ci fiecare dintre noi. Nu vei fi lăsat pe din afară. Dumnezeu va avea grijă de asta. Apoi, Dumnezeu însuși ne va lăuda. El nu deleagă pe nimeni. Domnul Dumnezeul nostru face El însuși onorurile. Fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu.
și apoi laudele vor fi personale. Nu se dau pe națiuni, nu se dau pe biserici, nu se dau pe generații, se dau pe persoane. Domnul Dumnezeu se va uita în ochii tăi, îți va așeza cununa la gât și îți va spune: bine, rob bun și credincios, intră în odihna și bucuria stăpânului tău.